Bună seara, doamne și domnilor! Am plăcerea, bucuria și onoarea de a deschide Festivalul Internațional de Poezie București cu prima lectură publică a poeților români invitați. Cei care au programul văd că este un program deosebit. Ca mărime, ca număr de poeți, anul acesta sunt mai mult decât în oricare ediție, ediția nouă este aceasta. Sunt poeți din foarte multe țări, pe care v-aș invita mâine și poimine și răspămine să-i ascultați, să-i vedeți și să-i admirați. Dar până ce îi ascultăm și îi vedem pe poeții străini invitați, astăzi într-o selecție personală am invitat în deschidere câțiva poeți pe care cred că n-am numărul lor, dar cred că sunt pentru literatura română contemporană reprezentativ și au un cuvânt de spus. Ca de fiecare dată, suntem însoțiți în lecturile de poezie de Mircea Tiberian, astăzi împreună cu Cristina Leonte. Și ce pot să spun e că în anul acesta și anul viitor și cât va dura acest festival, îl desfășurăm în aula BCU. Nu pentru că muzeul nu are avea spații, dar pentru că în ultimii 5 ani festivalul a avut loc aici, când nu aveam unde să ne desfășurăm activitatea, tot aici, la Mirei Rădoi, am fost găzduiți și am zis că o tradiție de 5 ani să nu o rupem mergând în alte spații. Cred că aula aceasta este, până la urmă, destul de impunătoare, așa cum și poezia pe care o scrieți și pe care o auziți, cred eu că merită să aibă acest spațiu la dispoziție. Pentru a vă face o introducere despre ce se va întâmpla în seara asta, îl invit pe Mircea Tiberian și pe Cristina Leonte. Vă mulțumesc! De fapt, nu intenționam să vorbesc, dar e ocazie specială. O să începem cu un cântec care totuși, tot întâmplător l-am ales și e scris de cineva care se află în sala, adică de Marta Cristea, care e în spate. Și de asta am vrut să prezint ca să nu fie Marta. Thank you.
mulțumesc! Mulțumesc pentru cea de gani, Cristian Leonte. Trebuie să vă spun, înainte de intrarea în lecturi, sunt foarte datoria, să amintesc faptul că acest festival este organizat de Primăria Municipiului București, prin Muzeul Național Teatrului Române, că beneficiază de sprijinul Ministerului Culturii și al Institutului Cultural Român și al multor altor instituții, dar inclusiv Biblioteca Centrală Universitară, dar sigur nu am fi putut avea festivalul dacă nu ar fi fost și colaboratorii și trebuie să-i amintesc aici, pe Dinu Flămân, pe Horia Cârpea, pe Simona Nastac, pe Marta Magda Cărneci și pe Andra Lătaru, Cătălina Matei, Dan Mircea Cipari, cei care m-au ajutat într-un fel în selecția și poeților străini, mai ales, și a invitațiilor pe care îi avem în cele 7 zile, de la Lobo Antoneș la Victor Ivanovic, Bruno Mazzoni, etc. Și încă un lucru pe care iarăși sunt dator să-l amintesc, faptul că, pe lângă colaboratori, și recunosc publicul că acesta, Muzeul Literaturii are la ora actuală o echipă redutabilă de organizare, așa încât v-aș ruga pentru echipa mea să aplaudați. Și mai bine încă o sarcină, acum mai bine o sarcină ingrată, și anume că, așa cum ne-am înțeles cu Ioan Grușan, fără să mă gândesc înainte pe cine prezentăm, trebuie să-l introduc pe primul poet din seara aceasta, pe Daniel Bănulescu. Sunt într-o situație ingrată dintr-un motiv foarte simplu, pentru că sunt proprietarul unei edituri, unde l-am editat, unde și l-am citit și îl consider un prieten al editurii Tracusată, așa încât nu vă mai spun nimic că e poet, dramaturg, prozator, e Daniel Bănulescu, cu multiple premii, un poet. Să încerc să citesc trei poeme. Primul este acesta. La barul rănii mele. Câinele se apropia de mine și mă adulmeca. Îi dădeam și lui să puste din rana mea. Îi dădeam și gusta și se mai întremase nițel câine vagabond, câine de luptă, cățel, care ca într-un iad intra și se și tolănea pe deșghiere, la mine în suflet, ca în frugele sângele, în barul rănii mele. Prietena mea s-a apropiat de mine și m-a adulmecat. Habar mai ce prostii, cât mor mai prin somn, rana ta. Mă ridicam și o lăsam și devenea o pânză de băiaj între două cafele, la mine în suflet, în barul rănii mele. Diavolul se apropia de mine și m-a adulmecat. Aș înființa un institut teologic în rana ta. Mă rugam până când sudoarea îmi scripea ca un coș cu lumânărele. Și atunci Dumnezeu îl transforma pe diavol într-un diavol împăiat, în barul rănii mele. Acolo unde dost de palmă nu răstoarne pahare, unde nimeni nu pricepe despre nimeni dacă în suflet, dacă înăuntru suflet mai are. Sub ferestre, unde o milă năprasnică te izbește din spate, unde pierna mă cântă și nici vântul mă bate. Prologul baladei lui Daniel Bănulescu. Fac parte din cei 20-30 de inși care conduc lumea, timiți, neștiuți, disperați, de la posturile lor de comandă cu birourile răsturnate,
de pe fundul genții diavolului, amestecați printre planurile lui, printre rechizite și chitanțe, ținând în echilibru fragil păcatele lui, rugându-se neîncetat ca Dumnezeu să-i treacă între numărul acelora pentru care Dumnezeu iartă o cetate. Mi-am tras rugăciunea mea și mâinile și picioarele. Am ieșit din lume ca și cum aș fi smuls dintr-un vior în care eu revărsam bărbăția și tot eu ținam pata, în care doar trecând în acea clipă pe stradă, deveneam pentru a treia oară neîntrerupt vinovat. Mi-am sprijinit fruntea de geamul răguros al rugăciunilor mele, mi-am amintit că oricine va invoca numele lui Dumnezeu va fi mântuit, am invocat numele lui Jehova și am așteptat. Pe strada mea locuiește moartea, dând cu piciorul tuturor celor ce locuiesc pe strada mea. În șosetele mele se părăcește moartea. Prin iarba sexului iubitei mele, moartea sare ca un roi de lăguste. Dacă deschid gura, pe buzele mele este moartea. Dar dacă nu o deschid, moartea continuă să alerge în lăuntrul meu ca pe un fericit zid al morții. Moartea înșoptește cuvintele și tot moartea prescrie marile ei tratamente de sănătate. De moarte mi-e frică și totuși către moarte zilnic ader, cu șlițul desfăcut de ațățător colțișor de gogoană și dansant. Acum, moartea mea s-a ridicat către mine, mi-a pus labele ei din față pe umeri, mă adormecă ușor, dar nici eu nu încetez să mă rog. Și aproape orice lucru pământesc și real, eu păpușe cu ochii scoși și cu gâtul tăiat, tolănită între labele ironice ale morții. De la etajul întâi al blocului în care mă rog, rugăciunea mea iese de fereastră, taie ancora cu care blocul meu era legat de pământ și blocul începe să se înalțe urmat de sufletul meu. Lăsând în depărtare zilele în care viața mea căra cu noi cu spinarea, observând cu surprindere cum rugăciunea mea își permite familiarități discutabile cu ungerii, penetrând până în cel de-a 19 la cer, acolo unde moartea își pierde din putere și șumește glasul cu glasul rugăciunilor mele, penetrând mai departe, printre ostroavele drept credincioșilor, printre munții de pilaf ale celor blânzi și dezgustați de pilaf, printre inimile fierbințe ale covorașelor de șters pe picioare, printre care viețuiesc, cu care mă apelesc și de sub care cânt, rămân atârnat de rugăciunile mele, trăgându-mă în interiorul rugăciunilor mele și mâinile și picioarele, plin de o bucurie sălbatică, rugându-mă neîncetat ca Dumnezeul meu să mă treacă între numărul acelora care dansează numai cu numele Dumnezeului lor în minte și pentru care Dumnezeu iartă o cetate. Și ultimul poem. În chip mecanic, el se numește Cântecul de disperare al lui Daniel Bănulescu. Mă chem și cărăm împreună pe stradă o găleată cu plor. Disperarea bate vesel pasul peste fețele tuturor. Îmuiem bidinaua și o strivim de nasul oricărui lucru impur. Disperarea flutură fericită peste chipurile celor din jur. Tu să mă mori, fiindcă eu, la mine, numai pe tine te-am. Așa vădară cum ești de carne pe suflet, cum e de amurală, aburală, un geam. Te rog frumos să mă mori, să nu care cumva să uiți și să o faci. Ai dom, ajungând, ai dom acelor ce sar de pe blocuri, ca o carne oferită la dragi. Te platini, îndurerații și suferinzi se zbârcolesc. Stai jos, lumea în care trăim pare luminată de la intestinul meu gros. Aprind un chibrit,
Facem un pas, mai scăldăm locul într-o coltoacă de clor. Murdăria fuge ca o șocotlă și se cațără pe inima tuturor. Tu să mă suferi, ca la tot ce facem nu vreau în zadar. Poate Dumnezeul meu ne va ridica la El, într-o a Lui hârtie de ziar, și atunci tot împrejurul meu va fi dragoste, desăvârșire, text sfânt. Chiar și în stânga, încleștată de mâna, tu, despădecheată de tot, de pământ. Așa că nu te grăbi, haine, nu putrezește-te, mai rău de un strop. Disperarea își bate pasul ei de defilare. Hei! Iarăși am o veste ingrată, dar în pământ nu poate să ajungă și trebuie să-l invit la microfon pe Tudor Dună. Dacă spun ceva de bine de el, e interpretat, pentru că suntem oarecum, să zic așa, în relații contractuale, așa încât nu pot să spun decât că înainte de a fi în relație contractuală, îl admiram ca poet, are un singur defect, adică două defecte, s-a răsculat în Câmpești, ceea ce nu e un lucru chiar grozav. Și al doilea are o teză de doctorat, optav și roțiu, ceea ce e un lucru foarte important. Tudor Dună. Au fost doar lucrurile cu adevărat simptomatice și relevante, cele menționate înainte. Câinele din pat. Dorm cu un câine înghețat în pat. Dorm neîntors pentru că sunt foarte obosit. Oboseala mă îmbunează. Mă face să dorm neîntors. Uneori îl învelesc pe câine. Nu e deloc ușor să învelești un câine înghețat. Nu am încotro. Trebuie să-l îngrijesc. Trebuie să obosesc și eu cumva. Îmi place să visez o femeie pe care o iubesc foarte mult. Nu știu dacă e foarte îndepărtată sau dacă doar o iubesc foarte mult. Pe câine nu-l iubesc deloc. Se întâmplă să împărțim același pat. Se întâmplă să nu învelesc cu plapuma. Nu cred că asta îl face mai fericit. Orice aș visa, visez o femeie pe care o iubesc foarte mult. Nu am văzut că ar ninge în mâinile ei. Asta mă îmbunează. Să visez lângă un câine înghețat nu e niciodată puțin lucru. De un timp, obosesc din ce în ce mai bine. Câinele nu are încotro. E din ce în ce mai înghețat. Iar pe femeia pe care uneori o visez, o iubesc, bineînțeles, din ce în ce mai mult. Liniștea de ieri. Ieri a fost o zi bună. M-am plimbat printre firimituri de pâine mari cât clădirile de 10 etaje. Ieri, agrafe de kilometri străpungeau Casa Poporului, Academia Română, marile bulevarde. Mă uitam prin blocuri la petecele de cer ca printr-o sită. Ieri, 10 de blocuri de becuri cât explozia de la Hiroshima atârnau deasupra orașelor, topindu-le. Toate orașele se spurgeau într-o coastă groasă pe albia micilor râuri. A fost o liniște limpede și foarte adâncă. Ce era lumea se vărsa în mări ca un uriaș fluviu murdar. Azi, mii de obiecte cu venele împrăștiate pe jos se ascund în noile spații goale. Ceva mic. Un om mai mic decât propria lui unghie. Un om cățărându-se pe corpul lui ca un păianjen înfometat, așteptând ascuns noaptea respirația egală.
apoi urcă, se așează pe ochi și învelește în cea mai groasă pânză. Îi golește, iesătul câteva zile. Și am auzit un poem pe care Ion Mureșan ar fi vrut să-l scrie, dar n-a fost în stare. Și l-am scris eu, cu ajutorul lui Ioanes Pop. Acum asta e. Primul verset din Ioanes Pop. Și cum o notam eu netulburat prin cer, iar când obozeam, mă așezam pe spate și făceam pluta cu brațele întredeschise. Și cum o notam eu netulburat prin cer, nu știu cum am prins într-o lumină care tocmai trecea pe acolo. O lumină ca o sfoară. Și lumina aia ca o sfoară s-a înfășurat de trei ori în jurul gleznei și a început să mă trag înspre margini. Degeaba am dat din mâini. Degeaba mi-am scuturat piciorul ca un epileptic. Lumina s-a făcut tare, tare și strângea năpraznic și mă ținea cu capul în jos și mă târa prin ceruri. Și cum stăteam spânzurat de un picior printre stele, mă uitam la pământ ca la o minge albastră, apoi ca la o mărgeluță albăstrie, apoi m-am uitat la pământ ca la orice întuneric. Și când mai găseam resturi prin cer, le înhățam și încercam cu ele să tai lumina. Cu un picior de păpuș am aruncat în lumină și lumina nu s-a clintit. Cu un șiret verde am aruncat în lumină și lumina nu s-a rupt. Cu o tijă carbonizată am aruncat în lumină și lumina nu m-a slăbit. Mă rugam șoricelului de cer să vină și să roată lumina ca o sfoară. Mă rugam ilicilor de întuneric și rămășițelor de rachete și chiar găurilor negre și ploilor de meteoriți. Doar să nu mai atârn spânzurat cu capul în jos prin tot cerul. Și tot rugându-mă, am trecut de ultima stea. Și tot rugându-mă, am trecut de ultima lumină. Și așa am trecut de locul în care cerul alunecă în afara cerului. Și atunci nu m-am mai rugat. Nu mi-a mai scuturat piciorul. Nu am mai făcut chiar nimic. Alunecam foarte liniștit. Prins într-o lumină care nu mai era lumină. Într-un întuneric care nu mai era întuneric. Doar alunecam. Cu mult în afara a tot ce este și a tot ce va fi. Ascultând poemul lui Teodor Dunoi cu Ioan Crășan, am stăvit că mâine o să vă servim o altă variantă. Mai bun. Iarăși, e o problemă. Trebuie să invit pe Ioana Crăciunescu, pe care dacă vă spun cine e, o să spun câteva lucruri destul de penibile, de comune, așa încât o să vă spun că este femeia la care visez. Ioana Crăciunescu. Fără de ochi, dar ochii mei aveau
cu seismic palpitații. Una. Din piața Chibrin, dar să mulțumesc Domnului Cristescu, care mi-a oferit onoarea, precum și Mircea Dumitrescu, să-mi publice Mon General. Deci două poeme din Mon General vă citesc, ca să nu mă sinucid cum am promis. Mi-e greu să aleg, dat fiind faptul că de fiecare dată se-mi facă subiectivă. Generalului nu era frică de nimic. Nu-i trecea prin cap că ar putea fi atacat, lovit, rănit din dragoste, poate. Dar pe cine să iubească din imensa pustietate? Fete morgane cu galoane, vânătorese cu fese de oțel și fanioane, recruți, cu început de tuleie, cerșetoare în căutare de grațiere, muieri sălbăticite printre vieri, ele nu își pierduse virginitatea, așteptase prea mult momentul, locul, cel, cea, cu care se împartă proiectul de soartă în doi. Generalul subița, avea genele moi, muiate într-o glandă lacrimală, la fața locului singura lui călimar, lăsa pe pietre urme transparente, o scriere tandră pentru analfabeți și analfabete. Îi era frică să cadă pe gânduri potrivnice, colțuroase, prin puntele minții prea curioase. Îi era frică de tot și de nimic. Fusese mare de când era mic și oamenii mari sunt dați de exemplu. O să-și îngroape trupul virgin într-un templu, o să-și atacă bătâi esențe, dorințele ultime, primele lui abstinențe. Nu putea pierde ce nu a avut. Una mică erotică, ca să fiu și eu cu treibă galantar, o găsesc undeva, nu știu care, că multe sunt erotice, dar nu mă dau de gol. Știu că unii au preferință, dar eu. Mai puteți să mă așteptați să o găsați? Am citit-o, dar n-am găsit nimic până acum. Dar am încă 68 de ani și n-am găsit. Deci, asta așa am găsit, ce să fac. Pun semne, dar nu mai îmi convine. Hai că asta știu. Vreau să intru în tine și să te cotrobăi peste tot. Intră, dar nu ai să pot să mai ieși. Sunt un labirint, o casemată, un bunker, sunt zidul morții pe dinăuntru, pe din afară. N-ai cum să fugi, nu ai cum să scapi. Ba, am să-ți intru în creier, am să-ți șterg mintea, memoria, o să sun ca o găleată spartă. Te fac praf, te fac terci. Ești un glonțor și fără urmă de judecat. Nu știi nimic despre vânat, despre pradă, spuse generalul, smulgându-l din armă. Atunci glonțul, gol, goluț, puș, i s-a ghemuit în palmă, o curvă în cușcă. Mulțumim de partea de Ioana Tăcinescu. Am preluat eu și la fiecta moderației, acum. Trebuie să vă spun că și eu am ascultat cu mare drag pe cei trei dinainte, mai ales pe domnul Daniel Bănunescu, care este un maestru al obținerii curselor. Eu am asistat la mediul, când
10 minute cum a obținut vreo 3 curse. Vorbind, evident, în engleză, engleza noastră. Livit la microfon pe domnul Mircea Dan Duță, nu înainte, dacă e cumva în sală, da? Nu înainte de a vă preciza tuturor că, totuși, ca să ne încadrăm într-un timp rezonabil, poeții au dreptul și datoria să citească cam în jur de 5 minute. Știu că dacă vor fi câteva secunde în plus, nu o să întrerup, dar e bine să ne încadrăm, pentru că ne așteaptă și alte manifestări. Nocturne. Vă rog, am. Vă ascultăm poezie, sper că română, nu? Mulțumesc mult, mă onorează invitația, mă onorează să fiu prezent în această sală alături de numele marilor literare literaturii române și vă rog să iertați emoția aferentă. Aș vrea să mai precizez că, deși într-adevăr am tradus mulți autori cehi în română și autori români în cehă, din cauza subiectivismului nu mă pot traduce pe mine însumi. Ca atare am o traducătoare care nu este aici, dar care vreau să-i mulțumesc pentru răbdarea de a lucra cu textele mele, se numește Caterina Kozlovska. Canibalii, am mâncat din tine atâta vreme cât am mai avut ce. Într-un fel, bănuiam că în curând nu vei mai fi. Acum, mănâncă ei din mine. Și asta trebuie să mă bucure. Căci atâta vreme cât ei mai au ce mânca, înseamnă că încă mă aflu aici. Dar tu nu mai ai cum să știi acest lucru. Lest uit. Tu mi-o vei lua. Tu îmi vei lua și asta. Tu îmi vei lua totul. În final, nu voi mai avea nimic. Doar pe tine. Ba, încă va trebui să mă rog să fac parte din ceea ce va fi al tău. Unda. Am ieșit din Tesco și am zărit-o dincolo de pod. Era la fel de frumoasă ca atunci. I-am făcut semn cu mâna și i-am strigat, cești ca și ea. Dar nu m-a văzut, nu m-a auzit, dar nu s-a oprit din drum. Poate că nu m-a văzut, nu m-a auzit sau nu m-a înțeles. Sau poate că pur și simplu, în moarte nu se vorbește limba polonă. Urmează stația. În grădina raiului nu se fumează, nu se consumă alcool și droguri. Mariile nu-și pierd fecioria și nu nasc prin grajduri. Nu se iau numele în deșert, mai ales când nu le poartă nimeni. Nu se fură mere, nu se ucid șerpi, nu se vorbește limba polonă și nu circulă metroul. Și chiar dacă ar circula, n-ar opri acolo. Așadar, tot am fi nevoit să coborâm la urmează stația. Vă mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Vă spun mai mult cu dumneavoastră, chiar v-ați integrat acele 5 minute. Urmează o poetă la care o țin foarte mult, care a debutat în 1979, cu Vara Timpurie, dacă nu mă înșel. Nu? Așa? Și încă un volum care mi-a plăcut foarte mult, nu numai din punct de vedere estetic, ci datorită titlului, care sună așa. Când strugurii se prefac în vin. Doamna Ioana Ieronim a tradus și din Shakespeare, și a tradus niște piese foarte importante pe care le-a pus în scenă Cătălina Buzoianu, Andrei Șerban și cealaltă de la Craiova. Silviu Burcărete. Festivalul anul trecut mai era printre noi și acum nu mai este.
Mama e peste culme. Tu m-ai adus la viață. Din trupul tău, cu mâinile tale, m-ai hrănit, m-ai îmbrăcat. De la margine de prăpastie m-ai readus la viață și după aceea, de mai multe ori. Fiindcă greu vine înțelepciunea, poate niciodată. Mâinile mele, care din copilărie puteau vindeca, te-au cuprins când s-a făcut târziu. Te-au atins din creștet până în tălpi, zile după zile. Atâta cât mai rămăsesești, cum spuneai, privindu-te cu uimire. Și a fost bine o vreme, freamă de smeuriști, regăsit în ființă și amintire, când pe limbă ți se topea smeura miraculoasă de toamna târzie. Dar să merg eu pe drumul meu, ai spus într-o zi. Tine și acum ochii tăi priveau o răscruce de tine știută. Îți ocroteam viața cu întreaga mea ființă, n-am știut decât după aceea că tot ce fac este să te ajut spre moartea luminată pentru care erai pregătită. O mică poezie dedicată unui tablou de Edward Munch, se zice că așa se citește. Mă rog. Fată la fereastră. De 100 de ani și mai bine, ea stă în fața geamului înalt arcuit. Luna se revarsă asupra din înalt, o cuprinde din șugoiul de rază. Picioarele goale îi se afundă în săsătura luminoasă. La fereastră, privind, fata pășește în curgerea clipei verticală, cămașa ei o flacără albă și chemarea tăcută. Vin, trec râul luminii către tine. Și un poem dedicat colegilor. Vârsta scribului. Privești lumea din prag cu ochii acoperiți de cea de-a treia ploapă a păsării transparentă. Oprești clipa în cuvinte bătrâne ca pietrele, tăioase ca un ultimatum, proaspete cum sărămile care se văd sângerând pe ecran. Ce metru îți va măsura vârsta între singurătatea scrisului ca euripidă în peșteră și viața însăși, lacomă, risipitoare? Ce cântar îți măsoară vârsta ție, vindecător rănit? Tu, cel fără de vârstă, care a scris. Acum câțiva ani am primit din Canada o scrisoare de la un bun prieten, care o scrisoare plină de clișee de pe vremea comunismului. Toate acele aberații. Mai țineți minte cu frații Petreuși, dacă nu de acolo așa și de pui, cu sloganul de atunci, cu lozici. O întreagă enciclopedie a comunismului. Scrisoarea era de la Călin Andrei, și el a și scos o carte. Să ne aducem și noi aminte cum a fost pe vremea comunistă. Cum era, așa se numește cartea, cum era, cam așa. Cartea a apărut, a avut un mare succes, pentru că fiecare ne-am gândit ce am trăit noi atunci. Și eram destul de sincer. Evident, nu este numai autorul acestei cărți, ci însul vine din Canada, unde este profesor plin, ca să zic așa, în Toronto, la Universitatea din Toronto. Din Toronto are o serie de studii, citez numai două de aici, Renaștere manierist baroc, la a doua ediție, în 2005, Matei Călinescu, ce e ceva în ce rămân așa aici, am în cură. Așa. Și, evident, este și un foarte bun poet. Te rog, Andrei. Sper că sunt poeme de acum, din vremea tranziției, nu de atunci. Sunt poeme de ce? Sunt poeme post-tranziție. Să vedem cum sună în română. Primul se numește Venus în lacrimi. Nu împărtășisem nicio țară, o aterizare doar, pe care nu o voi mai defini sfida ori de faimă. M-am uitat însă, da, în ochii tăi, în căutarea brațului pierdut și dispărut acolo. Pe mare, talia ta, orizontul, unde imagini
vindecate ale lumii, mult nu vor mai pofti. Asta este un intermezzo, de fapt o strigătură pentru tine. Eurile cu teurile, meurile cu feurile, tur cu tuturile, elurile cu cerurile. Luat de val de muza altuia, m-am căsnit și la Londra să fiu acceptat, la Cambridge să-mi umflu accentul cu pompa, dar în Paris am fost, uit așa, chiar izvorul slăbiciunilor mele, ale tale, de stompa. Alunecând în sud, spre mare, m-a oprit polițaiul sticlos cu o muză pe umăr, strângătorii de mere, ba din palme, un scald a început să scrie povestea, rupt număr de muza ceșia de pe ochi vărul, ochi fioroși, neart pe toți în legea realului morb. Și-au lăsat doar noduri topite, mort fiu în deșert, într-o doară, cu stânga ce scriu. Până ce cratima ne va despărți. Ea avea, nu-i așa, vreo 36 de ani, că mi-a fost dat să treacă pe aici. Ea nu era ea cea care era pe porno câmpii cu frații și surorile și cu mama ei și cu noi? Ți-o spun pe șleau, hai să ieșim să culegem cireșe împreună. Ce făcusem noi, făcuse pălăriile să crească până la cer, printre cuvintele desfășate și portocalele pătrate pe care te-ai dus să le vinzi la oraș. Frenetic, frenetic, futil, scop sexului târz și difuz, Catriona cu piele de cașmir. Ne vom întoarce, femeie, bărbat, stafidă de oțel, ne vom întoarce, vânzători intim, mic, gros, pe amplele porno câmpii să dăm în primire, să facem un scudar de renunțare și să dăm din buzele pieței, până ce cratima va despărți. Și în fine mă ascultă. Am gândit-o pe Afrodita cu barba și doar a chicotit, fică delicioasă, cinică, întunecată. Cum dintre toate zeițele doar ea e, e sigur de gădilicioasă și că o mănâncă încă de la primul scărpinat cu care îi spitim cu toții, ca mine, când o gădil cu barba.
Eu duc pe umăr steagul singurătății
și nu-l duc la locuri de desfătare. Mă opresc din când în când și zic, trăiește-ți viața conform gramaticii. Pornesc mai departe și acustiu sună în aer fornitoarele malurile trupului. Acum când buchețele de trandafiri, știu iubita mea, buchețele parfumate de trandafiri, știu prea multe despre mine. Bine că nu mi-a crescut mâinile prea departe de grumază și bine că nu mi-a adună nervii din tavanul capului ca niște felinare într-o cârciumă. Și bine că nu se văcărește destinul în mine, crezând că ai venit în roche de mireasă. Acum când buchețele de trandafiri, tu iubita mea, buchețele parfumate de trandafiri, singură, ca un țipăt în curtea spitalului, m-am rostogolit destul pe străzi. Ca o bomboană m-am rostogolit. Acum mă urc pe fiecare casă. Îmi lipesc buzele de hornă, ca de nu știu cum trompete, trompete. Urlu prin fum. Trăiește viața conform gramaticii. Acum când buchețel de trandafiri, ești tu iubita mea, buchețel parfumat de trandafiri, cred că ar fi cazul să putem să strigăm și pe ușa de la Palatul Victoria, pe hornurile de acolo, să trăiască viața conform gramaticii. Starea gramaticală a țării s-a deteriorat mult. Nu putem. Starea de neputință pe instituție. Am ieșit de la lucru și ne-am oprit lângă palta asta neagră, ca să ne jucăm jocul din copilărie. Haideți viștelor acasă. Nu putem. De ce? Este un lup sub pod. Dar nu există aici niciun pod. Și nu este niciun lup sub podul care nu există. Și nu este niciun râu sub pod. Dar în ochii noștri este materie primă cât pentru trei lupi. Și pentru trei poduri, iar în balta asta neagră este materie primă pentru trei râuri. Suntem frămânți, iar acasă ne așteaptă nevestele și copiii, cu masa întinsă. Dar chipurile noastre sunt captive în balta neagră. Încercăm disperați să ne rezmulgem din ea și nu putem. Nevestele și copiii ies la poartă și strigă, haideți viștelor acasă! Iar noi ne băicărim și strigăm toți deodată, cu gurile prinse în balta neagră. Nu putem, nu putem. Și nu mai știu, Dar știți, o viziune. Vine zeppelinul, vine dirijabilul, strigau pe străzi vânzătorii de ziare. Vine dirijabilul, vine zeppelinul, strigau pe străzi copiii și birjarii. Și ne-am îmbrăcat cu toți în haine de sărbătoare. Și cu toți am alergat pe malul mării să-l întâmpinăm. Și eram pregătiți încă de acasă cu sentimente de respect. Încă de acasă eram pregătiți ca să ne mirăm. Dar zeppelinul venise noaptea pe întuneric, iar în zori era ca un nor de furtună, oprit deasupra valurilor. Un nor din care se auzea o femeie cântând cu glas subțire. O dună sură de nisip din care se auzea cântând o femeie. Gărzile noastre militare au dat onorul și fanfoarele noastre militare au cântat. Dar nimeni nu a ieșit din zeppelin ca să ne salute, ca să primească florile noastre, să ne facă măcar un semn, Batista. Vă spun adevărul adevărat. Din urta zeppelinului coborau în mare 1000 de frânghii, 1000 de funii, iar când s-a înălțat soarele, au bătut cobene, iar când femeii a încetat și zeppelinul a început să urce la cer. Vă spun adevărul adevărat. La capătul fiecărei frânghii atârna o broască testoasă. Deasupra ei frânghia trecea printr-un pește. Deasupra peștelui frânghia trecea printr-o corabie. Deasupra corabiei frânghia trecea printr-un vapor. Deasupra vaporului a prins un tramvai, peste care era prinsă o trăsură. Apoi frânghia trecea printr-un cal, peste care era un magazin mic, în care negustori mărunți vindeau lucruri mărunte, iar deasupra magazinul mic era un polițist.
și peste fiecare polițist era o bicicletă pe care sta pe o doamnă în rochie lungă, care avea deasupra o umbrelă roșie, iar pe umbrela roșie i-a prins un domn, un cetățean onorabil, și chiar sub burta zepelinului frânghie trecea printr-o pădădie și toate acestea de 1000 de ori. Ca 1000 de șiracuri de măgere. Vă jur, asta am văzut cu ochii mei. Iar acum am venit ca să vă atrag atenția. Că profitând de faptul că oricine poate intra în fotografiile vechi și oricine poate ieși când vrea din fotografiile vechi și profitând de faptul că noi stăm aici și vorbim despre poezie și nu privim pe fereastră afară, toți cei care au fost răpiți în multa zeferinului, chiar acum coboară în stradă, pe 1000 de frunghii și chiar acum întemeiază afară orașul dinăuntrul nostru. Mulțumim mult, Ion Mureșan. Până acum câțiva ani, îl prezentam pe Cosmin Berța, păi știi cine asta e? Cosmin Berța, fiul lui Lucian Berța, marele parolist. Deci puneam accentul pe tatăl său. Acum, după atâtea volume, după atâtea treabă în literatură, când o să-l prezint pe Lucian Berța, o să zic, mă, știi cine e omul ăsta? Este tatăl fiului Cosmin Berța. Te rog, Cosmin. Seara, mulțumesc. O să vă citesc două poeme, unul mai lung și unul mai scurt. O să dureze vreo 7 minute, nu vă faceți zis, am primit un mesaj de la Dan Coman, a spus că am dat din timpului. Am înțeles, dar cum s-a încăput acolo? În cap, că le strâng. Stau cu fundul pe el și se presează. Verdele e culoarea speranței. Mă îndepărtez cu repeziciune. În curând voi fi prea departe pentru a mă putea întoarce în timpul vieții acesteia. Și nici nu mai pasă dacă dincolo e ceva. În țara în care un om viu este declarat mort și nu poate dovedi justiției că este viu, în care am vrut să construim cetăți ale liniștii și împăcării și să ne ascundem după mirosul aspru de cimbrișor, am cunoscut moartea. Rezervele mele de curaj și de rezistență sunt tot mai puține. Tot mai lungi privirile mele aruncate înapoi, tot mai mari regretele și mai neputincioase mișcările. Mă trezesc uneori din somn asudat, mă rostogolesc ușor la vale, printre mălini și vântul împrăștie petalele bezmetice prin tot părul. Să spargem o ușă, un tabu, un canon, o vitrină, să spargem ceva în ființele acestea atât de deprinse cu rutina și umilința, să spargem imaginea despre lume, să developăm, să devoalăm imaginea unui câine schingiuit atârnat cu o sfoară de grinda în tavan, adevărata realitate. Să nu ne mai ferim de cuvinte, să nu mai fim ipocriți, să nu ne mai prefacem că nu ne mai pasă, că nu se mai poate face nimic. Chiar dacă nu se poate face nimic, întotdeauna se poate face ceva. Prea multe imagini ale câmpiei sfârșitului, cu oameni mici și egali, făcând același lucru la nesfârșit. Fericiți, atât de fericiți, atât de insensibili, atât de apartizanți. O societate care își ucide inadaptații, o mulțime care își sufocă revoltații și își urmărește cu sete de sânge marginalii. Și iarăși eu, în lumea aceasta, subversiv prin vocație, marginal prin acțiune și neacceptare, văzusem o fotografie cu niște copii strângând fânul pe dealuri. Eu, la 10-14 ani, nici o rămășiță nu a mai rămas din lumea aceea, în noua această lume a violenței. Nici o memorie exactă care să aline imaginea unui sfârșit odios. O familie ruptă, un destin incert, câteva sute de cărți ce se plimbă prin oraș ca o extensie a unui corp aproape înfrânt. Există ceva care să merite posesie? Există ceva care să merite? Am eșuat în tot ce am crezut și chiar și în ce ne-am impus să cred până la capăt. Mă trezesc uneori asudat, întind mâna înspre imaginea unor lucruri trecute, înspre căldura unor corpuri volatilizate, înspre dragostea unor ființe pe care le-am ucis.
pulverizată imaginea mea în toată încăperea, odată cu respirația. Întind mâna și nu mai e acolo nimic. Să spargem limbajul și suferința, să spunem ce credem și cum e acum, să ne exipăm pentru a nu ne pierde, pentru a ni se face rușine, pentru a nu mai ucide, a nu mai țândări de sticlă sub pielea din palme, candelabrul mare și frumos din palat a căzut și s-a spart. Mărbecăim în genunchi pe podea, niciun miros, niciun foșnet, o bătaie de inimă care se aude tot mai distant undeva, ascunsă, înspăimântată, să nu poți ajunge la ea. O femeie în plină putere, care flutură ca un stea de război să stai la distanță. Verdele e culoarea speranței. O femeie chicotind doar pentru ea. Tulburarea e de la tristețe. O dragoste excepțională, de parcă intrase dracul în ea. O femeie bună sau rea. Perpetua suferință este irreversibilă. Așa cum în vechime, pentru poeți, dragostea pentru natură era. Blândețea care te ademenește și te întunecă. Care te rupe în zeci de fragmente fără de sens. Privești tulburat, dar tulburarea e de la tristețe. Un aventurier înfrânt la pensie, verdele e culoarea speranței și pentru pensionari. Nici o reflecție serioasă și nicio aprofundare apropo de război și cruzime. La ce bun? Totul, în fine, este un bun al nostru. Ne aparține, complet ignorant. Probleme serioase, simple de turnări de la viață, plimbări prin întreprinderi comunale, de tururi menite să-ți rupă picioarele. Toate problemele din lumea noastră sunt ascunse în bătăile ei. Diamantă pentru maimuțe. Nu vorbim de păcat. Nu atingem aspectul moral al chestiunii. Umor politicos, precizie și uscăciune. O siluetă nemișcată între două felinare pe pajiște. Până la urmă, cineva te trage înăuntru. Fă-le pe plac. Lucrurile nu mai pot fi schimbate. Un ciclist singuratic. Stai comod, plângi, citești toate prostiile astea. Nu mai poți ocoli. Se întâmplă în multe feluri. Poți să-ți rupi o ureche, să fii închis într-o cameră, să te lovească cineva peste față, să fii bolnav, să se prăbușească clădiri și blocuri și să se rupă străzi, să fii primul bărbat al cuiva, să coordonezi tu torturile, să trebuiască să ți-ai rămas bun de la cei mai dragi dintre oameni, să primești trei gloanțe în burtă și să supraviețuiești, să te uiți zi de zi în oglindă, să-și ceri scuze, să aluneci pe zăpadă, să te răstori, să fii femeie, soție, poate să ai și copii, să moștenești o valiză a cuiva care a murit la Auschwitz, să mori la Auschwitz, să spargi o vitrină de sticlă, să te naști înaintea unui război, să te reguleze o lepră, să fii o trivet cu ciuperci, să ți se sfârșie inima, să te găsească în ascunzătoare, să te ucide un criminal, să te oblige părinții să cânți la clarinet, să fugi în America, să fii bătrân, să-ți crească în curte o statuie a lui Stalin, să-ți crească în carne ura și spaima, să fii scăldat în sudoare, să nu fii un erou, să dansezi, să se termine, să curezi totul cu nisip, să fii vinovat, să ai aripi, să-ți crape organele, să te doară în cur, să fii sarcastic, să nu-ți iasă semnișurile, să plângi, să fii singur, să nu-ți crești copii. Și al doilea poem care e mai scurt. Cea mai adâncă tenebra ta, cea mai mare spaimă e aici, nu te lăsa. Cea mai adâncă tenebra ta, cea mai mare spaimă copilul tău va purta. Încearcă să nu te lași purta de val, în cea mai adâncă tenebra ta, în cea mai mare spaimă, luptă cumva. Cea mai adâncă tenebra ta, cea mai mare spaimă, oricum te va purta. Încearcă să nu nebunești înaintea copilului tău, încearcă să păstrezi totul bine, încearcă să mai păstrezi puțin din sufletul ce ți-a mai rămas, încearcă nu să repari și să construiești, încearcă să fii ok, încearcă să te liniștești, încearcă nu să trăiești, să te prefaci că trăiești, dar fără să mai rănești, încearcă să nu mai lovești, încearcă să te prefaci că poți să trăiești fără să mai lovești, încearcă să te refaci cumva, încearcă să-ți vezi de viața ta, încearcă să-ți faci o viață, poate iese la suprafață, nu mai răni, nu mai face copii, încearcă să pătrunzi adânc în interior. Undeva e o greșeală pe care nu o poți extirpa, dar poți înțelege ceva, poate poți prevedea, poate nu pe tine, dar pe ei de tine îi mai poți salva. Încearcă să înțelegi că trebuie găsită o soluție cumva, încearcă să nu mai crezi ca până acum, că viața e scrum și tot ce aveai de pierdut s-a pierdut. Încearcă să vezi și să înțelegi că ai mult de pierdut în continuare.
pământ, dar viața e o vâltoare, nu mai vorbi, nu mai e vorba doar despre tine. Viața vine și după ce rămâne din tine. Încearcă să te redresezi, încearcă să te calmezi, încearcă să vezi din nou ce e bun, doar asta poate calma un nebun, încearcă să te poți ierta, cea mai facilă inimă e inima A, încearcă tu viața mea, cea mai adâncă tenebra ta, cea mai mare spaimă copilul tău va purta, încearcă să găsești liniștea ca să o poți da. Ca să o poți da. Mulțumesc! Am debutat imediat după 1989 cu volumul de ce mă înseamnă de Iehudul fără ieșire. Am să știți că Iehudul, eu știu bine comuna aceea, are mai multe ieșiri. Prin una din ele sunt strecurat spre București și Ioanes Pop, direct la Casa Republicii, unde a și muncit vreo 2-3 ani. Și a și scris niște volume după Iehud, uităream aici. Orice Pantelimon 113 bis, unelte de dormit, plus o serie de antologii publicate în țară și în străinătate. Și acum trebuie să vă întrebesc ca prieten și coleg de birou cu Ioan la Muzeul Național al Literaturii din România, trebuie în premieră să vă dezvălui un secret. În ultima vreme, poetul lucrează din răsputeri, să știți, la o nouă și importantă lucrare, își pune cântura. Așa că dacă sunt să-i acum puțin, să știți că nu e vina, e vina dentistului. Un prim poem, un picuț mai lung decât cel la lui Cosmin Berță. Dau un telefon după o săptămână, aud că sunt tot acasă, mă liniștesc. Mă reașez la bar. Cu Cosmin am fost coleg la editura Cartea Românească, așa că el știe că nu ne putem supăra unul pe altul. Eu pe el, cu atât mai puțin cât el mai mult pe mine. Dar eu sârsui, nu pot să repet totul. Viitorul se micșorează, dar cum am putea vedea noi asta într-o stație uitată de Dumnezeu, din care nu avem cum ști când va porni tramvaiul, dacă nu avem habar când va sosi? Lasă că nici în aeroport nu-i mai bine, căci avioanele nu mai aterizează la timp, așa că unii așteaptă cu zilele ca să plece, mai ales acum de sărbători. Și în timp ce noi gârdâim în stație, așteptând nenorocitul de tramvai, auzim că la nici 10 metri după colț, tocmai a trecut autobusul. Dar dacă alergăm acolo și ne punem să-l așteptăm pe următorul, precis aici va sosi în sfârșit și tramvaiul, blestematul nostru de tramvai. Am băut vinuri proaste în ultima vreme și poate că de asta nu mai știu. Și am băut mult mai puțină vodă. Ba, am redus și berea. Da, s-a întâmplat ceva amarnic. Adică lucrurile s-au înjumătățit. Golul e tot mai plin. Poate vârsta, poate gândețirea lipsei de precizie. Poate faptul că lucrez ca un apucat ca să nu mai beau ca odinioară. E clar că toate astea, dar mai ales vinurile proaste din ultima vreme, și tot mai marea mea lipsă de credință, și tot mai mica mea înțelepciune. Da, am trecut de la vodcă la vin, ca de la creștinism la hinduism. Însă uite că iluminarea tot nu s-a produs. Sunt tot confuz și tot nepregătit. Iar de vodcă nu m-aș mai apuca să o dau pe cidru. Am o singură certitudine. În câteva generații, separarea spațiului de timp va deveni posibilă și atunci pune-te pe trai, neneacă. Puțină moarte marță la noi, dar și puțină viață. Fenicienii aduc daruri pe care nu oricine le poate cumpăra. Asta până când oamenilor de pământ ai noștri li se povestește viața oamenilor lor de mare. Din clipa aceea, oamenii noștri încep să viseze să cumpere mare
și să vândă pământ. Nu întâmplător, fenicienii au dispărut trecând de la o vreme la uscat. Nu întâmplător, dispar ai noștri, cumpărând mare de la fenicieni. Și nu se bagă de seamă. O somnolență lentă învăluie lumea noastră și lumea cealaltă. Nimeni nu-și mai aduce aminte de nimeni, de parcă locuind dintotdeauna fiecare într-o groapă a lui. La o lună, la un an odată, cineva vine și își apleacă umbra peste margine și acela credem noi că e Dumnezeu. Dar e o umbră amenințătoare și mută, care nu face decât să arunce încă o noapte peste această noapte de jos. Mulțumesc 5 minute. Și noi mulțumim, Ioan Spot. Acum câteva zile, uitându-mă pe niște notițe mai vechi despre poezia lui și cunoscând cât de cât ceea ce scrie în ultima vreme, mi-am dat seama cu stupoare că am dreptate. Notasem acolo că lirica asta nu e una explozivă, spectaculoasă în primă instanță, precum cea a lui Ion Mureșan pe care tocmai l-ați auzit, ci una implozivă, concentrând la maxim propriei substanță, ca un astru, care se stinge și se strânge în sine, devenind nucleu pur. Diamantul brut al aspirației sale este șlefuit fără încetare, până la eliminarea oricăror asperități, fie ele de sorținte autobiografie, până la forma impecabilă dorită. În acest sens îl caracteriza și regretatul nostru prieten și critic Radu Gețecosu în istoria tragică și grotescă întunecatului de cine nou. Când spunea că poetul procedează prin, citez, esențializare prin reducerea fenomenului la arhetip. Iată, deci, această caracterizare care prefațează apariția lui Eugen Suciu. În aerul fragit, parcă cineva ți-ar fi plagiat copilărierul, parcă ți-ar fi dat ceva cu împrumut, atât de sigur ca pe rost trece pe lângă tine viața celorlalți, are ceva din coerența crimelor mute. Ți-au trebuit mulți ani ca să devii bărbatul pe care l-ai putut ierta. Se deschide calea unei parțiale de muțet. Destinul e o mânare aprinsă la ambele capete. Chiar și cu inima peștejită, de mână cu mine, pisat un sebraș, prins ca un iecure în lumina parurilor, încă aș vrea să încetinesc totul. Mi-e tot mai frică de lucrurile pe care nu am făcut niciodată. Gânduri parazite, deloc utile, în ploaia măruntă, fac din tine un nimeni. În câteva ani ajungi la fel de păsând capricul, un foșnet spălumat în setejete de nevoie.
acum o să citesc un poem apropo de gramatica lumurii și legătura cu caracterul, care poate fi un aforism, dar la noi se pare că e o banalitate. Un poem patriotic și care e scris acum câțiva ani, dar văd că se potrivește de ce în ce mai bine cu ceea ce se întâmplă astăzi. Un poem care îi place și cu prezentatorul acestei esei, poem patriotic care se cheamă Absint. Am vrut și eu odată să văd ce spune poemul, că nu sunt de față. Poemul arogant și pățarnic, că picior cu sirar cu pulete, că fete sunt mușcați în batiste, că cineva împletește colile vulpilor pădeal și pe deșfert tăpșanul cu alcool ai dreptul să înseamănteze roul pe care ți-l propui, că o lumină cu genunchii zdrobiți se împedechează pe fundul unei părți, cum am auzit cimitir, și zăpada eternă ca nehotărârea și plica, anul ăsta pune să coboare la noi la vișina de două ori. Că asta nu mai e o țară de nașul nostru, că nu mai sunt bani pentru zile negre, că nu mai sunt zile negre pentru zile negre, și că neamul nostru, de suflete cultivate, nu mai e stare să împingă cerul nici cu degetul pe sus. Pe 7 zile din 7 în insolvență și o flexibilă cu ceartăne, ne măsoară mereu, și dacă zădește o pungă de plastic în pământ, ea trăiește 1000 de ani. Să dăm foc recoltelor, să o stăm din fântânile, alege să răpărăm. Următorul poet, eu știu foarte bine, pentru că citesc și lunar, o rubrică foarte, foarte interesantă în revista Orizont, în care el ține un fel de jurnal, dar nu al lui, ci al copilului său, care este un fel de bineînțelept așa. Inițial am avut senzația că tu le faci, dar de fapt nu. Sunt de o puritate și de o gingășie pe care un om matur nu le poate scoate. Robert Sherman. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, sunt onorat să fiu aici. Vă transmit de la domnișoara Timișoara gândul bune și vă doresc să aveți o seară bună. Pe după umeri. Mă roagă fiul meu să-i spun o poveste, apoi mă ia cu mâna dreaptă pe după umeri, ca pe un prieten. Câteodată e suficient să ai o singură aripă ca să zbori. Am cunoscut un om care a fost fulgerat în mijlocul câmpului. Nu doar că n-a căzut din picioare, ci a continuat să meargă legat cu fulgerul de cer, ca o jucărie teleghidată. I-am spus, neîncrezător, că Dumnezeu e mare. Mi-a răspuns, surâzând, că Dumnezeu e copil. Dumnezeu joacă șah din nou. Azi a ales negrele. Bătrânii poeți. Sunt poeți care se micesc de la lună la lună, de la an la an, în timp ce urcă în vârstă și așa cum ei se împuținează, poezia lor ia treptat, treptat în greutate. Deși au tot mai puține cuvinte, versuri tot mai scurte, cărțile lor subțiri, la fel de subțiri ca la începuturi, te îndoaie, te cocoșează și trebuie să le prinzi ca lumea și să le ții bine strâns cu ambele mâini ca să nu-ți scape. Când citești, pare că tu însuți te îngreunezi și parcă tâlpile tale apasă din ce în ce mai tare, mai puternic în locul acela. Sunt poeți din care, odată cu vârsta, poezia începe să tragă ca dintr-o perfuzie. Iar în vreme ce se golesc și se strâng în ei, ca fructele uitate în soare, poezia lor se face dură, se oțelește, iar cu fiecare cuvânt lipsă,
cu fiecare vers dispărut, cu fiecare strofă chiuretată, e tot mai tăioasă și mai grea. Tot mai tăioasă și tot mai grea, mai ucigătoare decât bătrânețe. Mulțumesc!